Bună seara, bună seara, bună seara, bună seara! Oana, cineva ți-a folosit imaginea, ți-a inventat o poveste, da. Cum că tu ai fi slăbit cu ajutorul acelor pastile de slăbit. Da, e vorba de niște shake-uri sau ceva, nici nu știu exact foarte bine despre ce e vorba. Și da, într-adevăr, eu vreau să, în primul rând vreau să le mulțumesc celor care mi-au scris. Eu am prieteni pe Facebook, oameni care mă urmăresc și care sunt foarte fideli și care și-au dat seama că e ceva neregulă, că ei știu că eu în general anunț în momentul în care fac o campanie sau mă implic în ceva și au fost foarte, foarte suspicioși, dacă vrei, și au început să-mi scrie mesaje arătându-mi poze cu reclama respectivă și întrebându-mă dacă este adevărat, dacă eu sunt într-adevăr imaginea acestui produs și evident că le-am spus că nu. Eu nici nu știam despre ce e vorba, nu știu despre ce produs e vorba. Eu am spus mereu că am slăbit fără să iau pastile, fără să fac operație. A fost un proces de lungă durată care continuă încă și sunt foarte supărată pentru că oamenii ăștia s-au folosit de poza mea, de numele meu. Au spus că m-au pus ghilimele acolo în dreptul pozei mele cu un text care spunea am slăbit 50 de kilograme. Cer bani pe aceste produse. Păi, normal, că ăsta este business-ul. Este o foarte mare înșelătorie. Acum, am luat astăzi legătura cu avocatul. E foarte greu pe de altă parte să-i găsești pe acești oameni, pentru că în primul rând, ei lucrează pe niște căsuțe poștale, nu au o adresă fizică. În al doilea rând, acest anunț, gata cu glume, Oana Roman a scăpat de burtă, secretul ei se numește nu știu cum, a apărut pe un cont denumit Alina Petrescu cu o poză cu un medic la profil. Exact, a apărut de fapt pe mai multe conturi. Care conturi sunt false? Exact. Dacă intri pe pagina lor, practic această reclamă te trimite pe o pagină de site, pe un site. Uh-huh. Dacă intri acolo, nu apare decât dacă vrei să cumperi cât costă. Numai că ei vând aceste produse și trimit facturi. Eu am deja oameni care au cumpărat și care mi-au trimis facturile. Și o să încercăm să... Da, e o firmă din România, e înregistrat în altă țară. Acum asta cu asta ne ocupăm, să încercăm să identificăm lucrurile, sunt anumite pași care trebuie urmați în sensul în care trebuie să merg în primul rând să fac niște plângeri la protecția consumatorului, o plângere la poliție și așa mai departe și apoi evident o acțiune în justiție în momentul în care există cineva care răspunde la telefon, în fine, am niște înregistrări, eu mi-am făcut așa un dosar. Adevărul că e foarte greu să-i pedepsești, pentru că nu este prima oară când se întâmplă astfel de lucruri. Andra dădea o mașină de 100.000 de euro de pe un cont fals. Ieri am văzut un alt prezentator de televiziune care făcea reclamă la nu știu ce aspirator. Iarăși, niște poze, niște montaje, trucaje în care apari cu produsul respectiv în mână. Niște chestii făcute în Photoshop. Doar că ei, atunci când mergi pe site, poza ta nu mai apare. Da. Poza ta apare doar pe Facebook, share-uită de pe un cont care este fals. Adică acest cont, Alina Petrescu, l-am căutat. Nu există. Evident că l-au șters una, două. Mâine o să facă alt cont cu alt nume. Nu e nicio problemă. Pentru că Facebook-ul permite... Da, din păcate, aceste lucruri trebuie, mă rog, poți să dai report, evident, și să-i faci să dispară, dar rău cumva a fost făcut pentru că sunt foarte mulți oameni care mi-au scris, sunt și mulți care au cumpărat, din păcate. Absolut. Și eu vreau încă o dată să le spun tuturor celor care văd ceva cu mine, cu persoana mea, să știe că niciodată lucrurile acelea nu sunt reale decât dacă le anunț eu personal pe pagina mea oficială de Facebook. Oana, doar în momentul în care eu spun... Tu nici nu știi câți bani, adică oamenii ăștia ți-ar fi putut da banii ăștia pentru a le reprezenta imaginea fără absolut nicio problemă. Evident. Am pe cineva care vinde... Numai că nici nu m-au contactat,
nu-i cunosc, nu știu cine sunt, habar nu am. Am cunoscut la un moment dat pe cineva care vinde pastile de slăbit pe Facebook, tot așa, promovându-se pe Facebook, ajunsese să facă profit 10.000 de euro pe săptămână. Doar profit 10.000 de euro pe săptămână, niște porcării care n-aveau niciun efect, mai mult duceau și la o gravă depresie în caz că le consumai în Eu nu am luat niciodată pastile de slăbit, nu voi lua niciodată și nu voi face reclamă vreodată la așa ceva. Eu nu pot să câștig niște bani pe niște minciuni, sub nicio formă. Știi vreodată, foarte bine câte fete s-au sinucis pe fondul depresiei instalate după consumul acestor pastile. Știu, nu, dar eu n-am luat niciodată niciun fel de astfel de pastile, shake-uri și așa mai departe. Nu este genul meu. Și chiar dacă ar fi să câștig bani din asta, eu nu pot să câștig bani pe sănătatea altora. Adică eu sunt un om responsabil, foarte responsabil și pentru mine, până la urmă, demnitatea mea și faptul că mă pun liniștită seara contează mai mult decât acești 10.000 pe săptămână care poate și să-i fac, dar nu mă interesează. Eu nu pot să mint oamenii. De asta mi-am și creat cumva în timp această imagine și această credibilitate pe care o am. Pentru că eu nu am păcălit pe nimeni niciodată și m-a deranjat foarte tare ceea ce am văzut. Foarte tare au folosit poza mea, mi-au pus vorbe în gură, se folosesc de numele meu. E foarte grav și eu am să fac toate demersurile necesare ca să-i prind pe oamenii ăștia și pentru ca ei să plătească pentru ceea ce au făcut, pentru că aici e vorba de sănătatea, de sănătate, nu e vorba că vând niște crăci. Absolut. Oana, îți doresc succes. Sper că mergând pe firul ăsta, avocat, poliție, măcar să dai de oamenii ăștia, să le spui, uite, ăștia sunt în spatele acestei afaceri. E foarte greu să cred că vor fi și pedepsiți până la urmă. Ba da, există precedente în justiție. Eu am vorbit cu avocata mea care a mai avut astfel de procese și ar mi-a spus că există foarte multe precedente de oameni care au fost desfăcutiți pentru că li s-a folosit imaginea și au fost acuzați penal cei care au făcut aceste lucruri pentru înșelătorie. Deci există precedente în justiție și eu am să fac tot ce pot ca să fac un exemplu cumva. Îți mulțumesc mult de tot, Oana. Practic este o țeapă din categoria Partichip. Când mai țineți minte când Andra, pe un cont fals, cineva i-a creat un cont fals, Andrei dădea ca premiu o mașină de peste 100.000 de euro. Da, dar acolo nu trebuia să sun să dai bani pe niște produse care îți fac rău, adică aici e mai grav. Da, acolo adunau like-uri, dar nu vă imaginați câți oameni sănătoși la cap